Foarte puțin dau importanță perioadei petrecute în școala gimnazială, iar revederile cu foștii colegi par să nu-și mai aibă rostul. Nu aceleași sentimente i-au încercat pe absolvenții generației 1963 ai școlii gimnaziale din Comuna Mioarele. Aceștia au făcut parte din ultima generație care a prins 7 ani de învățământ gimnazial, iar faptul că a fost un colectiv unit a făcut ca relațiile să se mențină până în prezent. Evenimentul a debutat cu un moment de reculegere pentru colegii și cadrele didactice trecute în neființă. La 55 de ani distanță de momentul în care au absolvit cele 7 clase, peste 20 dintre foștii elevi au spus prezent la momentul în care s-a strigat catalogul. Voi citi catalogul. Îmi pare rău, nu pun absențe, că nu știu. Și acum încep să citesc. Alu Iosif. Îl cunoașteți pe Alu Iosif? Da, da. Viața, din viața, a avut de biserică. A murit, el nu are greutăți, dar i-a murit. Da, a murit. Și l-a marcat foarte tare. Bejan Aurel, dacă mai amintiți, un băiat în lapte, l-a zis. Trăiește! Stam pe pușă. Nu e din ce trăiește. Nu e din ce trăiește. Domnul Vasile, cunoaște toată lumea. Da, da, da. Este în oraș, la... La Rui. Da, nu, no, la Tur. Unde? La Tur. Dar nu am mai văzut. La Izoana. La Izoana. Sărata făcea drum acela, dar mai ales când învăța cum armează, drumul învățăturii se dea drum mai devreme ca să nu o apuce. Noaptea prin peștera. Printre cei prezenți s-a numărat și mama viceprimarului de la Câmpul Lung, Mărgărin Blidaru. Aceasta a fost încercată de sentimente puternice în momentul în care și-a adus aminte despre perioada copilăriei pe care a trăit-o alături de colegii săi. Vă mulțumesc din suflet pentru această organizare, pentru această primire. Sunt încântată că mă întâlnesc cu foștii colegi. Oricum, în mintea mea și în sufletul meu, acești oameni sunt. Am să vorbesc cu doamna învățătoare, Bălăceanu. M-a primit și mulțumesc foarte mult și am mulțumit tot timpul, m-a primit la vârsta de 6 ani la școală. Pe ulița mea nu erau decât 4 băieți. Ghiță, Vică, Vasile, și Ion Dudon. Când au plecat ei la școală, am început să plâng. Că eu cu ei mă jucam, ei erau frații mei. Și atunci doamna învățătoare m-a primit, dânsa a făcut demersurile de primire de 6 ani și m-am străduit să mă integrez în Unii din cei prezenți au ținut să povestească despre întâmplările haioase pe care le-au trăit împreună cu profesorii și colegii. Era foarte și cu câteva probleme, le-am gândesc, le-am dus odată după Mărceși. Doamna Sfântul. Eu într-o cutie de subricuri al number său. Și când am venit în clasă, biciul le-a dat drumul. Bă, de rog! Care dracu face așa, mă? Nu era nimic persoan, era pe la fereastră persoană. Să ne spună biciul, el venea pe jos. Dacă se ducea acasă, cu ce se ducea? Cu calul domn profesor Bălăcean. Cu ce se ducea? Domn profesor, calul se împață în grădină. Și biciul... Bă, ce plasul trebuie? Și dădea drumul. Domnul Bălățeanu când zice, bă, biciule, n-ai închis poarta, bine, mă. Și am închis un domnul profesor, dar a închis tu cineva, că e și cavă. Evenimentul a luat sfârșit la Căminul Cultural, acolo unde a avut loc masa festivă, prilej cu care absolvenții generației 1963 au retrăit amintirile perioadei copilăriei.